Salutare, prieteni, eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un episod de Survival Challenge pe harta Calnet. După cum puteți vedea, suntem tot în februarie. Da, v-am zis din episodul trecut că tot o parte o facem în februarie, o parte îl vom face în martie. Da. Numai că avem o mică mare problemă. În momentul de față, aici, e un haos total. Nu avem unde să punem la adăpost capetele de tere la combine. Am niște adăposturi pe care aș putea să le construiesc, dar nu prea am loc, nu prea am unde să le construiesc. Ar fi vorba de imediat, vă arăt asta. Deci modelul ăsta, mi-e trebuiesc cam două, sincer, fiindcă am și cositoarea și am două capete de tăiere la combină. Eu aș vrea să mă duc undeva aici, ar mai fi unul încă o dată aici. Singura problemă este reprezentată de acest drum, pe care oricum pe mine mă cam incomodează, mai pe românește. Da, mă gândesc să îl desfințez și să facem un drum mai pe lângă teren, să scăpăm de acești copaci și aici o să fie un pic mai altfel. Și sincer, asta o să facem acum, așa că, ca să intrăm frumos pe modul de construcție, intrăm pe demolare și scoatem noi tot gardul de aici, da? Îl demolăm, că oricum momentan nu ne mai folosește. Nici nu o să ne mai folosească nici mai târziu. Bun. Gata. O problemă am rezolvat. O a doua problemă pe care trebuie să o rezolvăm este reprezentată de acești copaci de aici, pe care o să trebuiască să îi tăiem noi. Uite, mai am niște copaci de rămași de ultima oară când am tăiat copaci. Da, trebuie să rezolvăm și cu aceea. Ok, hai să facem așa frumușel. Cam asta trebuie să facem, o mică parte de episod de forestry, atât tot că nu sunt prea mulți copaci. Da, până ne apucăm noi să-i tăiem, hai să mai vedem ceva. Intrăm frumos pe construcție, amenajare, vopsire. Avem noi drumul cu pietriș, care v-am zis, o să vină pe undeva pe aici. Ceva de gen. Da, nu este perfect în momentul de față, nu vă speriați că nu o să stea așa. Aici avem niște iarbă. Cred că ar trebui să fac eu un pic mai îngustă, ceva de gen oricum. Este decât o schisă, momentan. Forma finală urmează pe urmă. Ok, pe aici o să fie iarbă. Da, și ne rămâne destul loc și pentru drum. Pe partea asta oricum o să venim pe partea cealaltă, lăsăm acolo, nu stricăm că nu are rost. Aici, asta dispare. Îndreptăm practic un pic aici. Despre asta este vorba. Bun, hai să facem așa. Hai să pictăm exact cam pe unde ar veni terenul nostru, ca să știm ce tăiem și ce lăsăm. Despre asta este vorba. Aici ați văzut că oricum era în plus, practic, bucata aceasta de teren. Era de ceva timp în plus, așa că o vom rezolva noi acum cu mușel. Bun. Până când nu tăiem copacii, nu pot să văd exact cum o să fac drum, așa că hai să-i dăm bătaie. Trying
I'm holding on to this. Ok, uite, mai avem aici un singur buștean și l-am luat și pe acesta. Aici o... Acum ar trebui să fi dispărut. Da, da, din părți. Iată. Ok, bun. Hai să intrăm din nou în modul de vopsire. Bine, avem așa. Deci pe margine vom face iarbă din această uscată și ceva de genul o să fie. A. Ceva de genul. Bun, aici o să trebuiască un pic mai mare, din cazul ăsta avem totuși niște, avem totuși un camion, avem niște chestii un pic mai mari. Da, în principal cam asta ar fi. Și aici putem să punem pietriș cât vrem noi. Uite, mai am aici o bucată de copac. Aici nu mai contează, era niște bulegar, dar avem destul. Ok. Hai, pe acolo momentan nu ne băgăm, vom face și pe acolo, da. În momentul de față, ia. Acum putem să facem și aici. Ok. Și cam ăla-i. Nu? Hai să luăm și copacul ăsta de aici. Ăsta. Mai avem ceva? Nu mai avem nimic. Să luăm și pe ăsta de aici. Să știm o treabă, să știm că am scăpat de toți pomii. Bun, și acum hai să intrăm așa. Deci, intrăm pe amenajare, vopsire. Din nou, facem un pic de iarbă din această uscată. Vreau cam 3 rânduri de ceva de genul. Deci sub acele 3 rânduri nu o să cad în nicio formă. Ok. La fel facem și aici. Bun, până acum e totul în regulă. Pe urmă trebuie în mod normal să facem noi un gard. Dăm pe decorațiuni garduri. Ce gard facem? Asta este întrebarea. Facem așa. Sau punem tot din acesta de care am avut. Cred că mai bine ar fi să punem tot din acesta. Și cum îl punem? Asta este întrebarea. Ia, hai să vedem așa. Punem o dată de aici până aici. Pe urmă va veni până aici. Ok. Mai dărmăm pe urmă asta. Acum. Nu putem să-l facem strâmb așa din prima. Îl facem, uite, din bucăți. Ok. Și ne ducem, uite, până aici. Ups. Mistake, sorry. Gata. Bun, hai să intrăm pe clădiri, șuri. Ia să vedem cât e de mare. Și ăsta și ne aduce și niște bani. Ar fi și ăsta interesant, sincer. Ne intră? Cam la limită. Asta mare aș fi vrut eu să o fac, dar nu ne...
nu ne ajută cu mare lucru, că nu ne încap acolo. E vorba de capetele de tăiere și de semănătoare anul. Dar aici, uite, un pic mai mare dacă era, intra direct și capul de tăiere. Așa le punem una în fața celeilalte, practic. Avem soluții, oricum. Ideea în sine, trebuie să le punem de aici începând, ca să putem să le și scoatem pe partea cealaltă. Pare mai construim ceva, mai punem pe partea cealaltă ceva. În mod normal nu, dar ne trebuie și un spațiu de manevră ca să putem să ieșim cu ele. Ar fi, uite, bine de aici, așa, să-l construim, unu. Să-l punem și pe al doilea. Nu avem bani, trebuie să avem bani, e posibil să nu avem bani. Al doilea. Ok, pe altă viață. Altă viață. Altă viață, așa da. Voi ce ziceți, nu e mai frumos? Totuși, acum avem unde să băgăm și noi utilajele astea. Ok, păi hai să le mutăm în primul și în primul rând, să scăpăm de o treabă. Bun, haideți că am făcut un pic de curățenie, mai avem acolo 2 palete de care trebuie să ne ocupăm și de aceea. Avem aici o mică mare problemă și anume, hai să intrăm frumos pe amenajare, intrăm pe nivelare, hai să selectăm noi o pensulă din aceasta mai mare și hai să aducem la nivel, că aici e o mică problemă. Da, vom face... Vom omuia și nu se va mai cunoaște așa rău. Ia, avem 2 niveluri, practic, în această zonă. Ceea ce nu este chiar grozav, dar nu este nici de speriat, sincer. Ne putem descurca. Ups. Uite ceva de genul. Nu.
E cât de cât ok. Da, știu, e bucata asta. Apa să o rezolvăm, uite, repede. La fel, amenajare, intrăm pe înmuiere. Și, uite, facem noi aici frumosel. Ca să nu se... Să nu se mai cunoască așa rău. Oricum, pe partea... Pe partea asta nu intrăm cu... Cu nimic. Așa că nu ne... Prea interesează, sincer. Ok, ia uite ce frumos. Iar aici nici nu mai... Nici nu mai are rost să mai spun că oricum nu intră. Da? Ok, uite aici mi-a... Mi-a stricat mie Feng Shui-ul. Dacă îi dăm noi aici fumușel cu niște iarbă de-asta uscată. Partea asta, la fel, aici nu mai avem treabă. Vedem ce găsim să... Să folosim și pe aici. Să punem, să depozităm. Vedem ce... Pe viitor, ce idei mai vin. Ok, plante. Avem aici niște iarbă mică. Hai să punem noi pe aici frumbușel, să fie la fel ca celălalt. Și ăla. Și pe partea asta la fel, același lucru. Aici oricum nu mai contează, că aici oricum am modificat destul de mult. O să mai modificăm și pe partea aceea. Dar nu în acest episod, că acum mai trebuie să ne mai ocupăm și de alte lucruri. Ia uite ce e. Și avem și intersecții. Da, avem acum să ne parcăm și noile utilaje. Deci totul este ok. Bun, prima problemă am rezolvat. Hai să rezolvăm apoi a doua problemă. Și anume, hai să luăm noi frumușel tractorul de la clas. Hai să luăm presa de baloți și să facem repede niște baloți din aceia pătrați. Vorba de baloții de iarbă de pe acest teren. Nu vreau ca să îi folosesc pe cei din depozit, fiindcă nu mai vreau să îi fac cărnați, ci vreau ca să îi înfoliem direct pe teren. Da? Pentru treaba asta luăm noi frumușel presa de baloți. Hai să schimbăm dimensiunea de balot la 2,20. O să ne apucăm, uite, din colțul acesta, mergem până în partea cealaltă, facem baloți. Și pe urmă, mai așteptăm să mai luăm niște bănuți. Ne cumpărăm o mașină din aceea de înfoliat pe teren. Să le avem pe amândouă, că nu se știe niciodată. Hai, mai facem din aceștia. Are rost să ne batem capul cu... Da, mai facem din aceștia, îi înfoliem pe teren, mai facem cărnați. Când ne arde buza... Nu avem de unde să facem baloți, facem cărnați din cei pe care i-avem acolo. Ok, hai să-i dăm drumul la treabă. Știu, avem și niște lemn de vânzare, nu o să-l vindem acum. Ăla la fel e pentru vremuri grele. Practic, să-i dăm bătaie să facem aici baloți. În momentan, mai ne trebuie niște bănuți să cumpărăm mașina de înfoliat. O să mai trebuiască niște mandabine, o să încasăm, da, vom încasa un pic mai pe viitor. Vreau să mai cumpăr niște terenuri și să-l aducem așa un pic la plan. Totuși, iar și am mai mărit iar ferma. Vreau ca să o mai măresc în țel, mai ales că acum avem utilaje. Da, avem utilaje, o să mai cumpărăm un cap de tăiere și mai mare pentru cereale. Pentru porumb nu avem mai mare de atât, dar pentru porumb e... Avantajul este că are o viteză mai bună, da? Merge cu 14 km pe oră, recoltează, când e vorba de porumb, ceea ce ne ajută foarte mult, da? Ce vreau eu? Tot pământul ăsta din josul fermei, să-l cumpărăm pe viitor și să facem, bineînțeles, teren arabil. Da, îl transformăm din coșunece, în momentul de față, îl facem teren arabil și îl muncim pe tot. Da? Asta este planul pe viitor. E posibil până la urmă să mutăm și fabricile de acolo, cred că mai mult ca sigur, dar nu momentan, în momentul ăsta, că pentru ce vreau să fac, o să am nevoie de
destui de mulți bani și timp, da? Bani și timp, asta ne trebuie, da? O să vedeți voi la sfârșit, în momentul în care o să punem stop acestei serii, exact unde am ajuns, de unde am pornit și până unde am ajuns, ce am făcut. Ok, hai să-i dăm bătaie, să facem aici balul, să v-am zis pe urmă, vedem ce mai vindem. Cred că vindem plugul ăla vechi, că oricum îl ținem degeaba. Cred că o să-l vindem pe acela să facem rost de restul de bani pentru mașina de înfoliat. Da, era vreo 54.000, dacă nu școală pe mine memoria. O să ne uităm. Și plugul nostru vechi ar trebui să valoreze și acela ceva. Ar trebui să fie chiar așa pe bani. Pe moca, cum să-mi spune. Pe moca în geal. Nu, ar trebui să coste și acela niște bănuți. Bun, hai să-i dăm bătaie, facem baloți, pe urmă mergem la mașința, o cumpărăm, venim, îi înfoliem, îi lăsăm să fermenteze, noi să ne băgăm la somn, să ne odihnim, așteptăm luna martie, pe urmă o să trebuiască să ne punem pe semănat. Nu mai știu dacă... Ia să vedem, luna martie, pentru porumb trebuie să așteptăm până luna aprilie, dar pentru un ovăz... Ar merge acum. Ovăz, de ce vrea ovăz? Pentru făină. Pentru făină, care cea mai bună producție la făină, ovăzul. Mai schimbăm un pic și recoltele. Putem până la urma urmei să mai stăm vreo 2 luni de zile, mai facem rost de niște bani. Să mai cumpăr niște pământ și pe acela să semăn pe urmă porumb. Avem mai multe posibilități, mai ales că acum avem surse de venit. Da. Ok, hai, cum am spus, hai să-i dăm drumul la treabă, că avem de făcut baloți. Ok, haideți că am terminat de îmbalotat. Trebuiască să mergem să cumpărăm mașina de înfoliat. Nu mai, n-are rost să ne batem cap, că oricum nu mai strângem un balot și sincer nici nu prea are să ne batem capul pentru ultima bucată de iarbă, că oricum tot aici va rămâne, da? Deci tot o vom folosi și pe aceea. Ok, bun. Hai să facem în felul următor. Hai să lăsăm aici presa de baloți. Hai să luăm Hugo, să mergem să-l vindem și să cumpărăm mașinuța de înfoliat. Mergem să o aducem și ne punem pe foliat. Până la urmă o să trebuiască. Nu am cum să nu fac lucrul ăsta. O să trebuiască să cumpăr o remorcă din aceea de împrăștiat, îngrășământ lichid, digestat, chestii de genul. Da. Fiindcă nu am cum să termin tot digestatul respectiv, da. Nu am cum să-l usuc pe tot,
așa că îl vom folosi să fertilizăm măcar iarba. Despre asta este vorba, dar vreau un rezervor mai mare totuși. Bun, hai să scoatem de aici. Ok, plugul. Și hai să îl vindem. Putem să-l vindem și aici, putem să-l vindem și la magazin în partea cealaltă. Nu este foarte important unde-l vindem. Hai să-l reparăm, hai să-l și revopsim. Și hai să-l vindem. Avem totuși 62.244 de euro. La SH nu avem nimic prea interesant. Avem un tractor care oricum nu ne ajută. Dacă era un pic mai puternic, ar fi mers să-l folosim decât la BG. Dar în condițiile actuale, n-avem ce să facem cu el. Ok, hai să mergem pe mașină de înfoliat. Uite, asta m-a interesat. 34.000 de euro. Random foil color. Facem tot portocalii. Hai să o cumpărăm. Bun. Acum hai să ne luăm frumos și tractorașul nostru. Hai să facem un drum până la magazin, să aducem mașina de înfoliat și să ne punem pe treabă. Păi sincer, chiar sper să fie bun drumul ăsta pe care l-am făcut. Îți pare totuși, nu e foarte îngust față de ce am avut. Da, hai că vedem. Ok, hai să mergem să aducem mașina de înfoliat. Bun, haideți că, uite, am ajuns la fermă cu mașința noastră, hai să vedem și drumul, cum se comportă. Cred că să mai trebuiască niște mici ajustări, dar n-ar trebui să fie probleme, oricum e altceva. Și aici o să trebuiască să mai modificăm un pic. Da, vedem, momentan e bine așa. Ok, hai să desfășurăm mașina. Și hai să ne punem pe treabă, unde alta, da, avem de înfoliat. Și trebuie să îi lăsăm să fermenteze. Hai să-i dăm drumul la treabă. Ok, mai avem 2 balos de făcut. O să trebuiască să ne aruncăm o privire la animalele noastre, să vedem dacă le mai trebuie ceva. Cu toate că, sincer, nu prea cred. Da. Trebuie să ne uităm, nu putem să riscăm. Și dacă nu mai ne trebuie nimic,
ne băgăm la somn. Dacă mai ne trebuie un animal de ceva, o să rezolvăm. Deja văd că ne arată un insoare, că urmează să vină. Care nu e un lucru prea îmbucurător, dar asta este, nu avem cu cine să ne certăm. Hai, ultimul balot l-am foliat. Câți baloți avem? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 31, oho, avem ceva. Ok, hai că am terminat de înfoliat, hai să strângem mașința, să parcăm și pe ea. Da, acum avem și mașina de înfoliat pe teren, avem și din aceea de făcut cârnați, cum ne vine mai ușor, cu alte cuvinte, avem pe unde alege. Ok, hai să parcăm, parcăm aici mașința. Ok. Hai să aruncăm o privire la animale, să vedem dacă le trebuie ceva. La oițele pentru lână nu avem nevoie de nimic. La găini avem mâncare. La purcei avem mâncare. O să ne mai trebuiască niște paie la purcei, da. O să le punem și paie, nu-i problemă. La văcuțe mai ne trebuie tot la fel niște paie. Niște mâncare, dar luna următoare. Da, ok, putem să tragem un pui de somn. N-ar trebui să fie problemă. Ia să deci la SH noi. La fabricile noastre, momentan nu mai avem ce să le mai punem. Nutreț, uite, deja a consumat nutrețul. Hai să mergem să mai aducem niște nutreț până una alta. Mai avem în silos. Avem în silos niște nutreț. Mai avem și aici doi baloți. O să-i luăm după aceea până la urmei. Aici o să trebuiască, uite, să moresc eu nițel, să dăm un pic de gard, că am făcut prea mult. Da, să putem să intrăm aici mai ușor. Ok, hai să mergem la bici, să aducem de acolo containerul, cu containerul pentru nutreț și să mai punem, mai luăm o încărcătură de nutreț, să o punem peste noapte, practic, să folosească din nutrețul respectiv. Ne mai aduc niște bani. Bun, hai să vedem așa. La digestat, la fel putem să mai descărcăm niște digestat la uscat. Să-l băgăm la uscat, da? Asta o să facem și pe urmă, v-am zis, pe urmă o să luăm porcontainerul, luăm containerul de nutreț. Mergem să mai aducem, să mai umplem o dată. Ok, ia să vedem cât ne-a intrat. A intrat ceva. Mai avem o grămadă de digestat din asta. Da, are 232.000 de litri. Ok, bun. Hai să lăsăm aici. Hai să vedem, îngrășământ lichid mai avem în remorca noastră. Și din acesta ne mai trebuie. Ia să vedem. Toate că de obicei din îngrășământul lichid îl ia mai mult practic. Da, mai avem nițel și din acesta. Ok, hai să mai punem și îngrășăm în lichid. Bun, așa. Și mai hai să mai luăm o dată containerul și containerul roșu. Acela este de nutreț și să mai aducem o încărcătură de nutreț să aibă peste noapte, pe timp ne odihnim noi, să ne mai producă niște bani. Ok, să luăm containerul roșu. Hai să încărcăm. Și hai să mergem să mai aducem un container de nutreț să băgăm la BGA să producă, mai producă niște bani. Ne-a terminat și fabrica de îmbuteliat lapte. Da, sper să încasez cât mai mulți bani în lunile următoare ca să pot să mai cumpăr un pic de teren
o să mai trebuiască un tractor mare. La un moment dat să vreau să mut fabricile, să vedem pe ce parte le mut. Eu am așa o idee mare, dar o să mai cumpărăm din teren până atunci. Să mutăm fabricile de acolo, că nu prea-mi place ce am făcut acolo. Plus că mai vreau și alte tipuri de fabrici. O să mai trebuiască să mai cumpărăm o combină, un anumit tip de combină. O să facem upgrade și la combina pe care o avem noi. Aici mă cam enervează pe mine partea asta. Ia că facem așa. Hai să intrăm pe vopsire, hai să intrăm pe... Uite aici mă enervează, fiindcă asta este zona de intrat. Nu de altceva. Bun. O să mai trebuiască să mai amenajăm nițel acolo terenul, dar asta la fel pe viitor. Ok, hai să mai luăm, încă un container de nutreți. Trebuiască să mai facem și niște nutreți pentru băcutele noastre, că am impresia că îl cam consum cu BGA. Deși zisesem că, oricum, sub 100.000 nu scad. La 100.000 deja mai facem o recoltă de aia mare de nutreți. Bun, hai să ducem încărcătura de nutreț, băgăm la BGA și pe urmă tragem un pic de somn. Bun, hai să descărcăm. Și acum putem să îl parcăm aici. Încă ne-am terminat treaba cu el, merge să ne odihnim, că mâine avem altă treabă. Să lăsăm așa încărcat. Adică a agățat oarecum. Bun. Ui, cred că cam e, sincer, pentru acest episod. Am apucat până la urmă, ne-am construit acolo la fermă. Ne-am făcut aceste adăposturi, avem acum unde să ne depozităm și capetele de tăiere și noul tractor și semănătoarea. Plus plugul. Da. În episodul următor o să trebuiască să semănăm, o să semănăm unde am avut porumb, o să punem niște ors, fiindcă vom pune niște ovăz ca să putem să facem făină și dacă reușim pe urmă să mai strângem niște bani mai mulți așa, ne vom apuca să mai achiziționăm niște pământ, să mărim un pic terenul. Cam atât pentru acest episod, nu uitați like, subscribe, share și ne vedem în episodul următor, tot aici pe canalul de YouTube Adrian Game Addict. O zi frumoasă, să aveți, pa, pa!